găsit la emisiunea Vocile Iașiului. A început campania electorală și așa cum vă anunțam de la emisiunea de vineri, vom începe și dezbaterile electorale. Începem astăzi cu primii doi invitați din cei 10 candidați la funcția de primar al municipiului Iași. Avem la dispoziție 25 de minute de discuție împreună cu invitații din această emisiune, Anca Preda, și candidat independent la primăria municipiului Iași, și Radu Botez, candidat ALDE la primăria municipiului Iași. Vă urez bun venit! Mulțumim! În toate sondajele care sunt făcute și în Iași, dar și în România, fie de partide politice, dar fie de organizații non-guvernamentale sau chiar de universități, dorința cea mai mare sau cea mai des întâlnită, procentul cel mai mare, este aceea de a găsi locuri de muncă. Eu vă întreb pe dumneavoastră la început tocmai acest lucru: în ce măsură credeți că un primar al unui oraș determină cumva crearea de noi locuri de muncă în orașul respectiv? Am să încep cu domnul Radu Botez. Vă rog. Da, cred că este într-adevăr datoria unui primar ca și cumva șef, coordonator a comunității, să dezvolte comunitatea, să asigure comunitatea cu toate lucrurile necesare, iar un factor important, n-aș putea zice mai ales la Iași, este cel al locurilor de muncă. Doar așa, doar printr-o creștere a numărului locurilor de muncă, putem să avem și o creștere economică locală, care înseamnă automat mai mulți bani strânși din TVA, impozit pe profit, care după aceea se reîntorc de la București. Numai în acest fel putem să ajungem să avem o creștere a bugetului, care din păcate în ultimii 10 ani este cam la același nivel, cu plusuri și minusuri destul de mici. Cred că un primar poate să se implice activ în limita legilor, atât ale noastre cât și a regulamentelor europene, în ceea ce privește dezvoltarea economică a comunității și asigurarea de locuri de muncă. Cum se poate? Sunt două teorii. Unii spun că primarul nu are legătură cu așa ceva, primarul trebuie să se ocupe cu administrarea, gospodărirea orașului. Alții spun că un primar poate să facă acest lucru în mod indirect, poate contribui. Cum spuneți dumneavoastră? Eu cred că un primar trebuie să facă acest lucru. Noi privim destul de neclar această idee de comunitate și faptul că o comunitate trebuie singură să-și ia destinele în mâini. Sigur, primarul poate acest lucru prin acțiuni organizatorice, prin tot felul, în limita, bineînțeles, legislației, mai ales acelei europene, a regulamentelor europene de facilități pentru mediul economic. Se pot crea zone în care primăria să investească în utilități pentru mai departe a dezvolta zonele respective economic. Gândiți-vă la ora actuală, dacă primăria ia decizia să prelungească bulevardul Dacia până spre zona Carrefouriera, tot ce este în stânga și în dreapta s-ar dezvolta. Gândiți-vă dacă am reușit să dezvoltăm această legătură spre Ungheni și am face un pod rutier spre est, ce dezvoltare ar putea să aibă Iașu, fiind poziționat foarte bine la limita de est a Uniunii Europene și putând să absorbe dumneavoastră, prin dezvoltarea infrastructurii sau prin încurajarea dezvoltării? Nu numai prin dezvoltarea, nu există un parteneriat clar între primărie și universități. Probabil universitățile reprezintă motorul cel mai important de dezvoltare a orașului, care cred că funcționează undeva la 50% față de potențial. Ați deschis deja un alt subiect important, vă rog să-l detaliem ceva mai târziu și să revenim cu întrebările, aceleași întrebări de altfel, la Anca Preda, legate de crearea de locuri de muncă și de poziția pe care trebuie să aibă un primar. Da, dumneavoastră ați spuneat încă de la început că ar exista două direcții. Una dintre acele ar fi că primarul nu are, să spunem, niciuna din atribuțiile sale nu ar trebui să aibă legătură direct proporțională cu crearea locurilor de muncă. Eu cred că una dintre principalele atribuții ale primarului este aceea de a face un oraș funcțional. În momentul în care ai un oraș funcțional din toate punctele de vedere, incluzând infrastructură, doi, chiar un sistem de taxare pentru noile societăți, trei, punerea
punerea la dispoziție pentru startup business-uri, pentru cei care sunt și doresc să înceapă o afacere nouă, pentru chiar, iată, studenții care termină la Iași și vor să rămână în Iași și să investească, avem nevoie de un oraș funcțional, iar primarul poate să vină cu un astfel de program de măsuri. Sigur, infrastructură, în primul și în primul rând, pentru că știm cu toții problemele pe care le avem din acest punct de vedere. Doi, inclusiv un program de taxare, așa cum ne permite legea, bineînțeles, fără a încălca legea, ba mai mult, a veni în completarea acesteia cu un sistem de măsuri de taxare eficientă, care să poată să permită investitorilor să fie interesați de zona Iașului. Dumneavoastră spuneți că un oraș trebuie să fie funcțional, de acest lucru trebuie să se ocupe un primar. Ce nu funcționează în Iași? Păi, în primul rând, avem un sistem de trafic deficitar. Doi, avem un sistem de parcări foarte prost. Vedeți că au fost parcări care s-au implementat. Despre managementul traficului nu am să discut, pentru că este foarte mult de discutat. Sperăm că la sfârșitul lui iunie, așa cum ni s-a promis, se implementează sistemul de management al traficului și vom vedea îmbunătățiri pe acest segment. Doi, parcările. Vedeți că nu evoluăm cu nimic din acest punct de vedere. Sunt parcări care au fost modernizate, dar rămân strict în același sistem cu parcagii. Deci nu văd ca pe un sistem eficient și aceasta nu înseamnă pierderea locurilor de muncă pentru persoane care la ora actuală stau în parcări și încasează, să spunem, aleatoriu, discreționar anumite sume de bani cu titlul de parcare. Și trei, un sistem de transport foarte bine pus la punct și aici mă refer nu doar la să achiziționăm utilaj, să achiziționăm autovehicule noi, nu SH și nu de la societăți ale unor rude, afini și așa mai departe. Deci, seriozitate pe tot acest segment. Pentru că dacă am avea inclusiv un sistem, traficul ar putea fi ușurat, dacă am avea un sistem foarte bun de parcări, poate chiar la ieșirea din oraș, așa cum vorbeam despre zona de centură, pentru ca persoane care chiar vin din afară să aibă posibilitatea cu un sistem de transport bine pus la punct să poată să vină și să ajungă foarte rapid în zona de centru a orașului. Vă puteți gândi și la întrebări pe care să le adresați Anca Preda către Radu Botez și viceversa. Între timp, eu revin la la ideea dumneavoastră, parteneriatul pe care trebuie să-l aibă primăria cu universitățile și vă întreb ce înseamnă, cum îl vedeți mai concret? Primăria trebuie să implice în mod activ universitățile în toate activitățile economice, bineînțeles și în cele de cercetare, dar în activitățile economice care pot fi cumva modificate prin măsurile, prin măsuri ale primăriei. De exemplu, la Iași se chinuie primăria de, din câte știu eu, 17 ani să facă un pug. Din 1999, cred că pugul respectiv trebuia refăcut. Oricum, când am fost prima dată consilier local în 2004, era în discuție că trebuie să facem un pug nou și el va apare și că și de atunci nu s-a reușit. Lucrul acesta discuții și cu cei de aici din Iași, cu era domnul George Carapanu, domnul Lepădatu, arhitecți care au dorit, s-au implicat inițial în așa ceva. Nu s-a mers pe o altă linie, firmă din București, totul neclar până în zilele noastre. Universitățile ar fi putut participa la un studiu clar în ceea ce privește eficiența CET-ului. CET-ul consumă în continuare din bugetul Iașiului sume colosale, milioane și milioane. Milioane și milioane înseamnă spre 10 milioane, dacă nu peste an de an, fără o eficiență deosebită, că am mai cârpit noi țevile de la Holboca până în Păcurari, că am mai modernizat două, trei lucruri și am mai dat afară 1000 de oameni, pentru că CET-ul funcționa cam cu 1600, acum funcționează cu vreo 1000, acum funcționează cu vreo 300 și ceva, 400, deci ineficiența era dusă la maxim într-o anumită perioadă. Asta este una, dar faptul că nu a existat o implicare și nu a fost atrase universitățile în așa ceva. Și există sigur multe metode, iar primăria ar putea să ajute, și aici ar da un exemplu cum se întâmplă la Londra. Ce spunea și doamna domnișoara Preda și modul în care se taxează, sunt taxați, de exemplu,
cetățenii care închiriază spre primărie. La Londra există, din punctul ăsta de vedere, un avantaj. Cine închiriază spre studenți are o altfel de impozitare. În felul ăsta, încurajând cumva oamenii să închirieze spre studenți la un preț poate ceva mai mic, cât să facă Londra atractivă și să crească permanent numărul de studenți. Vedeți că la ea și este o scădere cam de o treime față de 2009 a numărului de studenți și poate dacă n-ar fi acest boom, aș putea zice, de la Facultatea de Medicină, unde avem vreo 4.000 de studenți străini care plătesc vreo 5.000 de euro pe an, bugetul celor 5 facultăți, celor 5 universități ar fi sub jumătate față de ce se întâmpla în anul 2008-2009. Aș vrea să vă întreb, Anca Preda, cum credeți dumneavoastră, și să ne spuneți pe scurt, apoi adresați întrebarea pentru Radu Botez, cum credeți că a gestionat, de exemplu, cum au gestionat autoritățile locale, că nu este vorba doar de primărie, problema Spitalului Regional de Urgențe? Și mă refer în special la ce s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, la începutul acestui an. Da, problema Spitalului Regional de Urgență se poate descrie într-un singur cuvânt sau, mă rog, în două cuvinte, bâlbâiala administrativă. Din păcate, vedeți că nu reușesc să se pună de acord și aici cred că implicarea cea mai mare ar trebui să fie a deputaților și senatorilor. Ne tot mândrim că suntem județul care are cei mai mulți deputați și senatori, dar în teren sunt doar 2-3 care îi vedem că se implică activ și merg cu problemele noastre în mod concret la București. Ați văzut că la nivelul municipalității, la nivelul executivului municipiului Iași, pentru că în discuția legislativului a Consiliului Local nu a fost pusă în discuție o astfel de problemă, nu s-a reușit nici măcar identificarea unei locații sau în concret să se precizeze care este aceasta. Este o problemă destul de gravă și iată că ne împiedicăm de un lucru atât de simplu, stabilirea până la urma unei locații, a rezolvării tuturor problemelor juridice ale terenurilor care probabil prin comasare ar putea să dea această locație, pentru că avem nevoie de un teren compact și suficient care să și ușor accesibil din punctul meu de vedere. Este prost gestionată acest proiect și mi-este foarte teamă să nu pierdem finanțări și să nu pierdem un startup al acestui proiect. Vă rog, întrebare pentru contracandidatul dumneavoastră, Radu Botez. Da, aș dori să-l întreb pe domnul Botez dacă ar putea să-mi spună cum se raportează, știm că sunt discuții la nivel de țară, cum se raportează la nivel de municipalitate formațiunea pe care o conduce, dacă ne poziționăm centru-dreapta sau este o formațiune de centru stânga, adică este foarte important ca în următorul Consiliu să știm cu ce formațiuni vom putea să intrăm într-o dezbatere eficientă și să știm cum se raportează acestea la municipalitate. Dacă ne raportăm doar la organizația județeană, sigur ALDE este o formațiune de centru dreapta. Toți primarii au declarat clar la o întrunire pe care am avut-o, cred că acum o lună, acest lucru, au dorit chiar la sfârșit să existe un document care să precizeze acest fapt și modul în care văd ei mai departe o eventuală colaborare cu PSD-ul sau cu PNL-ul. Deci clar la nivel de județ avem o orientare centru-dreapta, chiar spre dreapta. Sigur, la nivel național, piața politică, pentru că este o piață politică, este destul de volatilă și ne putem trezi cu absolut orice fel de alianță. Mai nou sunt discuții intense și între PSD și PNL de a crea o alianță clară după alegerile legislative, bineînțeles, după alegerile parlamentare, pentru că s-ar părea că foarte multă lume, foarte mulți politicieni de la București vor să rămână la guvernare necontând alte criterii, neexistând niciun fel de interes spre populație și spre omul normal. Întrebarea dumneavoastră pentru Anca Preda.
Cum vedeți dumneavoastră eventual sau și dacă vedeți așa ceva, crearea unui birou unic pentru a se obține tot felul de avize în primărie? Credeți că este posibil legislativ, dumneavoastră fiind avocat, crearea unui astfel de birou care sigur să faciliteze exact ceea ce discutam mai înainte, atragerea de investitori spre Iași? Nu doar că văd posibilă, apreciez că este și din punct de vedere legislativ foarte posibil să realizăm și este și de dorit și mi-ar plăcea ca indiferent cine va fi primarul acestui municipiu să implementeze un astfel de, să-i spunem chiar birou, putem să-i spunem un birou unic, eu aș spune altceva, este foarte important ca circuitul foilor în primărie să nu mai aibă toată această procedură internă de a merge de la un departament la altul, când după ce primul departament a stabilit punctual chestiunea și vă dau un exemplu banal, un exemplu de care m-am izbit eu, am avut nevoie să mi se confirme care este adresa de adresa blocului meu, adresa clară așa cum este de la GIS Cadastru. După ce am obținut această foaie de la GIS Cadastru, ea mai trebuie să mai parcurgă un circuit de circa 3, 4, 5 zile, absolut nejustificat, pentru că toți ceilalți care au certificat prin semnătură nu au făcut decât să semneze, fără să poată până la urmă să verifice acea informație din punct de vedere tehnic. Motiv pentru care, dacă s-ar face inclusiv pe procedurile ISO până la urmă, pentru că acestea sunt cele care reglementează din punct de vedere intern care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze fiecare departament. Dacă la nivelul fiecărui departament nu am schimbat oameni, ci am lăsat pe aceiași, dar am dat, din punct de vedere tehnic, am impune niște proceduri astfel încât toate aceste foi să nu mai circule, cu siguranță am creat de fapt acest birou unic la nivelul fiecărui birou din primărie și departament sau instituție subordonată primăriei. Ești din direcția de asistență comunitară și trebuie să răspunzi de o chestiune punctuală pe acea chestiune, nu mai mergem să mai semneze primar, viceprimar și tot circuitul de foi, care, repet, nu fac decât să prelungească și să până la urmă să se încadreze în acest termen de 30 de zile, dar să facă să se întârzie un răspuns care poate să vină imediat. Deci, da. Vreau să aflu de la dumneavoastră dacă sau cum vedeți spiritul de echipă, ce înseamnă echipă în politică, mai ales că foarte multe proiecte trebuie să fie susținute și am să vă rog să comentați un citat pe care îl citesc și să ne spuneți cam cum vedeți că s-ar putea întâmpla în cazul în care veți câștiga alegerile. În timp realizezi că singurul mod de a exercita puterea în democrațiile noastre nu este să tragi de manete și să apeși pe butoane, ci să construiești coaliții. Nu poți realiza lucruri decât dacă îi convingi și pe alții să ți se alăture. Este un consultant politic britanic, nu are importanță foarte mare. Domnul Radu Botez, cum construiți coaliții, cum construiți echipe? Cum îi convingeți pe ceilalți că proiectele dumneavoastră sunt cele corecte? Din păcate, legislația actuală oferă mult prea multă forță, putere liderilor politici. Din această cauză vedem atât în Parlament cât și în Consiliu voturi exprimate politic și nu voturi date pe anumite proiecte care ar fi benefice sau nu comunității. Sigur, sunt importante alianțele politice, dar cred că la fel de important ar fi dacă s-ar putea crea alianțe într-adevăr între oameni, în așa fel încât să existe această posibilitate ca fiecare consilier să voteze după cum crede el, după modul lui de gândire și nu la o comandă politică. Cred că m-am luptat cu lucrul ăsta, m-am luptat cred că la început, după care am fost chiar lăsat în pace în perioada în care am fost consilier local și am fost 8 ani consilier local și pot să spun că nu mi s-a, poate doar mi s-a sugerat odată de două ori că ar fi mai bine într-un fel să votăm, dar având în vedere că încercam de fiecare dată să abordez lucrurile tehnic și nu cu un patos politic, cred că a fost o experiență interesantă și am speranță și în continuare. Credeți că este mai bine să fie abordate mai toate problemele administrative, tehnic și fără partipiuri politice? 100% și totdeauna am spus, cred că am putea să încercăm, bineînțeles, lucrul acesta nu s-ar putea face decât legislativ în Parlament, să schimbăm chiar componența consiliilor locale. Aș vrea să văd un consiliu local
care funcționa într-o formă asemănătoare în perioada interbelică, în care să existe o parte, nu știu, jumătate, o treime, două treimi, oameni numiți politic, dar cealaltă parte să fie reprezentată de oameni ai Breslerilor. Aș vrea să... Oameni din fiecare domeniu. Aș vrea să văd colegiul medicilor să-și numească o persoană, arhitecții, structuriștii, inginerii în construcții să-și numească o persoană, avocații, judecătorii, cei în domeniul juridic. Dar de ce partidele fac acest lucru? Adică aduc ba un medic, ba un profesor, ba un ar fi interesant să persoana respectivă să fie numită de organizația propriu-zisă. Adică, văzând, de exemplu, doamna Anca Preda, care e avocat cu o anumită experiență de consilier, baroul să stea în preajma și să fie de partea doamnei Preda dacă nu ar exista o altă propunere. Sau, adică să existe o forță a diferitelor structuri atât sociale cât și economice din comunitate, pentru că în felul acesta s-ar simți și reprezentați. Anca Preda, două minute mai sunt. Două minute, foarte pe scurt. Da, cred că lucrul acesta ar fi posibil și dialogul de astăzi cu domnul Botez vă arată că există posibilitatea unei congruențe a opiniilor și încercarea de a ajunge la un numitor comun. Cred însă că toate lucrurile astea pot fi făcute... Mai sunt opt contracandidați, vă rog. Da, dar cred că toate lucrurile acestea pot fi făcute. Da, dintre aceștia opt contracandidați, vedeți că unul este cel care vrea să fie ignorat de toți. Acesta este actualul viceprimar cu atribuții de primar interimar, din punctul meu de vedere. Mai există un candidat al PNL-ului care minimalizează candidaturile celorlalți candidați de dreapta, spunând că ar trebui să ne strângem în jurul dumnealui, pentru că dumnealui are cele mai multe șanse să câștige pe dreapta. Cum construiți dumneavoastră echipele? În ultimii 4 ani, în Consiliul Local, am încercat să construiesc echipă prin dialog și prin dezbatere. Dumneavoastră vedeți că faptul că partidele politice își desemnează oameni specialiști din domeniile lor, însă aceștia sunt strict dependenți din punct de vedere politic, iar retragerea sprijinului politic într-o zi înseamnă a doua zi că nu mai ești consilier local, automat se creează interdependența politică. Consider că majoritățile se vor putea forma numai cu oameni foarte capabili, dispuși la dialog, oameni care văd democrația ca pe un act până la urmă de administrație publică locală și care nu sunt obedienți exclusiv partidelor din care fac parte. Văd posibil un consiliu local democratic, doar cu un primar independent din punct de vedere politic. Adică tot un fel de tehnocrație. Un fel de tehnocrație, da. Și la vot atunci cum se votează? Când sunt opinii de multe ori care sunt în funcție trebuie de... să votăm omul ca reprezentant, ca structură, să fim foarte atenți la campaniile electorale și să nu votăm. De cele mai multe ori avem surpriza ca la alegeri să iasă un vot al partidului și mai puțin al candidatului și al persoanei cu toate calitățile sale. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această primă dezbatere organizată la Digi24 Iași pentru aceste alegeri de pe 5 iunie, alegeri locale la funcția pentru funcția de primar. Radu Botez, Anca Preda, vă mulțumesc încă o dată. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem mâine de la ora 17:35. Seară liniștită!